Mulțumim pentru această zi. Mulțumim Domnului că în această zi ne-a ajutat să ajungem la locașul său de închinare. Mulțumim Domnului că și această săptămână ne-au ocrotit. Am avut o săptămână grea cu toții. Sunt convins de asta, ce rău de trebare zi de zi. Poate chiar minut de minut la unii. Dar mulțumim Domnului că în îndurarea asta cea mare putem să stăm în picioare înaintea Lui, cu fața țintită spre cer și cu rugăciuni de mulțumire, cu rugăciuni de vindecare, chiar pentru că această rugăciune va trebui să înălțăm spre Domnul pentru cei bolnavi. Și mă rog ca Dumnezeu în această zi să asculte fiecare rugăciune în parte, iar la momentul când El crede că este necesară vindecarea să o dea sau să dea biruința. În Luca, capitolul 11, cu versetul 5, avem relatată speruința rugăciunei. Dacă noi, ca oameni, stăvrim înaintea Lui Dumnezeu după un lucru și Dumnezeu crede că nu avem nevoie de acel lucru, o să ne dea. Dar dacă nu, putem să ne rugăm o viață, că nu ne dăm. Dar în această dimineață, eu cred că dacă noi ne vom ruga pentru vindecare, eu cred că El o să dea vindecare pentru că fiecare om care este bolnav, este jos, pentru ca să poată să ridice, are nevoie de vindecare și această vindecare nu Dumnezeu poate să dea. Și atunci, prin această vindecare, vede că El poate să lucreze în viața Lui și în inima Lui. Fratele Gabriel spunea că îndemnuri scurte, pentru că în această zi sunt și două binecuvântări. Aș vrea, dar să fiu cât mai scurt, o să citesc imediat din Psalmul 102, pentru că, după cum poate știm cei care mai citim din Biblie, este un psalm care cred că se potrivește pentru această rugăciune. Nu știu, în această săptămână am vorbit poate la Biel despre fata care, fetița lui care s-a operat. Cred că este bine. Amin. În urmă cu două săptămâni, când am fost la fratele Gabriel la rugăciune, am adus aminte de soțul care a avut niște probleme în Germania, care acum este bine, este la recuperare și Domnul se lucreze. Vă rog să vă ridicați în picioare, să dau citire la Psalmul 102 la câteva versete și după aceea că fratele Gabriel va face în continuare anunțele pentru Doamne, ascultă-mi rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la Tine. Nu-mi ascunde fața Ta în ziua de cauzei lui meu. Eu cred că boala este un necaz. Și câteodată poate această boală este un necaz foarte mare, de care doar Dumnezeu poate să-i sfață. Leagă-ți urechea spre mine când strig. Ascultă-mă de grabă, căci zilele mele fierb ca fumul și oasele mear ca un tăciun. Inima mi este lovită și mi se usucă în tocmai ca iarba. Până și pâinea uit să mă mănânc. Amin. Amin.